niciodată să nu spui niciodată lângă noi buna noastră prietenă a moineștenilor de această dată, Andra, un spectacol fantastic. Cred că nu te-ai așteptat la o asemenea prezență, mii de oameni aici la Moinești care au cântat împreună cu tine. Ba da, m-am așteptat să vină toți și să aibă această energie. Speranța moare ultima. De fiecare dată îmi doresc să fie la fiecare concert așa și iată că bunul Dumnezeu mi ajută să am parte de o energie extraordinară și de o primire frumoasă de fiecare dată când vin aici. Și o noutate cel puțin pentru mine, ați cântat live cu o trupă extraordinară. De când este acest proiect? De 2 ani, 3, 2 ani jumătate, ceva de genul ăsta. Și pe zi ce trece, creștem, evoluăm, cum e și normal, pentru că prin muncă se poate realiza orice. Pentru că ți-am promis că nu o să te țin foarte mult de vorbă, pentru că tinerii din spatele nostru probabil vor autografe, vor să afle de la tine foarte, foarte multe lucruri. Vreau să ne spui în perioada care urmează ce planuri ți-ai mai făcut cu această formulă extraordinară. Concerte, pregătim un nou show. Și pe cealaltă parte începem preselecțiile România au talent. Avem foarte multe, multe proiecte pe care o să le aflați de pe pagina mea de Facebook, Andra. Mă gâdilă cineva pe aici, da, stați un pic mai copii. Așa? Toată lumea vine către noi. Da, foarte multe proiecte o să le aflați de pe Facebook-ul meu, Andra, și pe canalul meu de YouTube, bineînțeles, Andra. Draga mea, te rog să-i transmiți lui Măruță din partea televiziunii Exclusiv, din partea moineștenilor, multe salutări și îl văd lângă noi și pe tăticul tău, îl salutăm și îi spunem și la televiziune, îi dorim multă sănătate pentru că întotdeauna el a fost lângă tine, da. Și mă bucur că l-am văzut și în această seară într-o formă maximă. Îți mulțumim, Andra. V-a auzit, deci e ok, nu mai transmit mai departe, da, că v-a auzit. O iubim pe Andra Moineșteni, te așteaptă în continuare să vii cât mai des aici. Mulțumim. Pentru ei am venit, mă duc să dau autografe și să fac poze. Vă pup. Mulțumim, mulțumim.